Începe a doua oră a emisiunii sub semnul întrebării. Invitați în studio Ciprian Purician, analist politic, pe care îl salut. Bun venit. Și de asemenea senatorul PNL Vlad Pufu. Bine ați venit, domnule Pufu. Bună ziua. Și începem cu un sondaj care e foarte interesant din multe puncte de vedere. E un sondaj făcut în București de cei de la Cursă. O să-l vedeți imediat pe ecran și într-un material care arată lucruri pe care le bănuiam, le intuiam cu toții, dar acum sunt puse și în acest sondaj ca să ne lămurim cât se poate de clar. Pentru început vă spun doar așa, Nicu Șordan e praf, bucureștenii nu-l mai vor pur și simplu și e vorba de 3 sferturi dintre cei intervievați care nu mai au încredere în capacitatea managerială a lui Nicu Șordan. Sunt surprize și în legătură cu partidele, dar ce să vă povestesc? Hai să vedem un scurt material și apoi ne uităm pe slide-uri ca să ne luminăm. Conform unui sondaj realizat de Curs, PSD ar câștiga alegerile parlamentare dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri. Astfel, PSD rămâne pe primul loc în opțiunile electorale ale românilor. Pe locul 2 se află PNL, iar pe locul 3 AUR. Pe de altă parte, peste jumătate dintre locuitorii capitalei apreciază activitatea primarului general Nicu Șordan, de când acesta a fost ales ca fiind una deloc bună. Cât despre încrederea în personalitățile politice, Alexandru Rafila ocupă primul loc, urmat de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Traficul, curățenia și parcările sunt cele mai mari probleme ale bucureștenilor, iar pandemia de această dată ocupă un loc nesemnificativ, mai exact 1%, în problemele cu care se confruntă bucureștenii. În cadrul aceluiași sondaj, 76% dintre bucureșteni consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 17% apreciază că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. Sondajul a fost realizat în perioada 7-17 iunie 2022 pe un eșantion de 1005 persoane cu vârsta de 18 și peste, cu o marjă de plus-minus 3%. Fiți atenți, e foarte important pentru că vorbim despre București. Bucureștiul era văzut, ani de zile a fost văzut ca un oraș care dă direcția pentru ce se întâmplă și la nivel național. Un oraș cosmopolit, un oraș al întreprinzătorilor. În acest oraș, da, cu un personaj care a venit la primărie, Nicu Șordan, în care și-au pus speranțe și dreapta și progresiștii, lucrurile arată așa. Cum apreciați activitatea primarului general Nicu Șordan de când acesta a fost ales? Proastă, 62%. Foarte proastă, 14%. Dacă adunăm, avem aproape 76%. Deci, 3 sferturi dintre cei intervievați consideră că activitatea lui Nicu Șordan este proastă și foarte proastă. Și acum poți să contrazici această realitate? Nu poți contrazice. Pentru că viața în București, de când e Nicu Șordan primar general, a noastră, a locuitorilor, este proastă și foarte proastă. Nu? Pare rău. Cam pe aici suntem. E vreo surpriză din punctul de vedere, domnul Purice? Nu. Nu, sunt nimic. Foarte bine corelate, pentru că dacă adunăm foarte bună cu bună, obținem fix scorul politic al PNL. Adică 22%. Asta e observația. Pentru că eu nu am, sincer, nu am așteptări de la primarul general Nicu Șordan. Dar am așteptări de la... Cum aveți? Eu nu sunteți bucureștean. Ba da, stați puțin. Dar în momentul în care cineva vine și îmi spune că vrea să câștige primăria, fiindcă a doua zi după ce el ajunge primar general o să am apă caldă, eu nu am cum să-l iau în serios pe acel om. Și nu am cum să iau în serios echipa lui. Marketing electoral. Atât s-a putut. Nici marketing. E mult mai jos decât marketing. Adică măcar să fi venit cu un produs inteligent. Totuși autostrada suspendată... Un produs inteligent. Mă iertați. Da, așa. Da. Autostrada suspendată lui Oprescu parcă era mai vandabilă decât așa ceva. Dar revin. Eu nu am așteptări de la Nicu Șordan. Mi se pare un om care de multe ori parcă pierde simțurile, contactul cu realitatea și cu lumea în care trăim. Și e greu. Probabil că activitatea de primar e foarte solicitant. Am așteptări de la Partidul Național Liberal, care e un partid mare, serios și responsabil. Și mă aștept de la dumnealor să facă ceva. Nu ce știu. Să faci? Referendum pentru demiterea lui Nicu Șordan? Nu, dar, de exemplu, dacă îl cheamă domnul Ciucă sau altcineva din conducerea partidului la discuții să-l scuture puțin, primarul general poate ceda foarte multe din atribuțiile sale unui viceprimar care, să spunem că e mai deștept și mai iscusit în administrație publică și să se întâmple ceva. Adică pe mine nu mă interesează că ca Nicu Șordan nu are decât să-și scrie pe cartea de vizită primar general până în 2024, dar să se întâmple ceva cu orașul ăsta. Să-și dea demisia, să referendum sunt lucruri care durează și care produc atât de multe dezechilibre încât noi tot vom rămâne cu așteptarea. Dar sentimentul meu este, domnule Pufu, că liberalii PNL-ul
nu vor să se mai asocieze prea tare cu Nicu Șordan, nu? Suntem destul de inconfortabil cu aspectul acesta și cu persoana domnului primar general, Nicu Șordan. Acum, haideți să ne întoarcem puțin în timp și să ne aducem aminte cum a ajuns domnul Nicu Șordan. Noi l-am susținut atunci pe domnul Nicu Șordan pentru a scăpa de primarul general Gabriela Fire. Și a scăpat de dracu și a dat peste pat. Asta a fost alegerea și să ne fie învățătură de minte, să mai votăm emoțional, pentru că eu cred că partidele înțeleg de data aceasta că e vorba ca de acum încolo să propunem și oameni care au o anumită expertiză în administrație. Pentru că dânsul era un foarte bun ONG-ist. Dacă vă aduceți aminte, avea o activitate foarte serioasă în zona aceasta. Era convingător și asta a fost tribuna lui. Și așa a ajuns să fie candidatul susținut de către PNL. Venind din stradă, lucrurile nu mai par. Din stradă par într-un fel, dinăuntru este altceva. Ori primii 2 ani, cred că, ai domnului Nicu Șordan au fost să se acomodeze în primul rând cu ideea de primar general și în al doilea rând cu... manageria. Nici nu știu dacă să râd, vă rog să mă pute, deși mă bufnește râs, dar nu știu așa, dacă așa îmi pare mie, adică pentru că... Trăim așa, nu, ce a spus dumneavoastră, da. Ea are o doză de umor. Eu vă spun că pentru mine imaginea cu copilul în brațe, fugind așa, făcând un slalom printre pericole, cam așa îmi părea și... Da, aventura primării generale. Pentru ce înseamnă mandatul lui Nicu Șordan, un pas înainte, 2-3 înapoi, 4 noi... pitit, da, alergat așa, și totul e un pericol cu el. N-a fost o decizie greșită, eu continui să cred că n-a fost o decizie greșită. Cred că PNL-ul nu mai susține aceea pe care am luat-o atunci. Este prematur să spun și n-am eu mandat pentru a spune lucrul acesta, dar e clar că activitatea dânsului are suferințe multe. Și vom vedea, pe măsură ce ne apropiem de anul viitor, să ne orientăm. Da, mă rog, trecem rapid peste slide-ul ăsta cu traficul, evident că e marea problemă, dar nu e numai noastră. Asta puteți spune că este la nivel mondial, dar în marile capitale, în general, traficul e o groaznică problemă și până londonezii nu au spus că interzic traficul în centrul Londrei, n-au reușit să scape de aglomerația de mașini. Și, de fapt, nu au interzis traficul, dar au băgat niște prețuri la un moment dat ca să ajungi în centrul Londrei, spre exemplu, îngrozitoare, ca parcă nici nu mai vorbesc. Ajunge la încrederea în personalitățile politice, care mi se pare un grafic foarte interesant. Asta pentru că suntem în situația în care, sigur, deși pe oameni nu-i mai interesează treaba legată de pandemie, dacă de acolo plecase popularitatea domnului Rafila și încrederea, văd că are în continuare o cotă de 30%, domnul Rafila, vine apoi domnul Ciolacu, 27%, care ia fața domnului Nicolae Ciucă, da, ca prim-ministru, ceea ce iarăși mă face să am un semn de întrebare, dar așa s-a măsurat, asta e. Gabriela Firea, 23%, că aici vorbim despre încredere foarte multă. Domnul George Simion e la 20%, la fel ca Nicușor Dan, peste însă domnul Klaus Iohannis, care este la 16%. Și aici vreau să vorbim. De ce a ajuns, credeți, domnule Pufu, în acest sondaj, cel puțin, domnul Klaus Iohannis, la cota asta de încredere destul de scăzută, trebuie să admitem. 16% nu e prea bine. Nu cred că trebuie să ne îngrijoreze foarte tare pentru faptul că, din experiența sondajelor, am constatat următorul lucru, că atenția se îndreaptă, în general, spre cei care sunt spre viitor. Noi domnul mai avem... Iohannis deja Iohannis e terminat. Nu că e terminat, dar cred că sunt cei care au comunicat pe problemele actuale ale. Păi Rafila ce a comunicat? Nu l-am mai auzit pe Rafila, de exemplu, de luni de zile. Comunică foarte bine la ora actuală cu variul la maimuțe și dacă așa o să o ținem, o să nu aibă pe ce comunica. Credeți că asta comunica? E povestea cu variul la maimuțe? L-am văzut astăzi. Domnul Rafila a făcut o mișcare extrem de inteligentă și abilă din punct de vedere al marketingului politic și anume că s-a luat de persoana non grata ultimele 2 ani. Și anume Raed Arafat. Aduceți-vă aminte că până acum câteva săptămâni am discutat despre scandalul... Fii atent, Raed Arafat nici nu apare aici. Exact. Da, nu-l vedem aici. Raed Arafat n-a fost considerată persoană politică. S-a tras cu tunul 2 ani de zile pe timp de pandemie și atunci domnul Rafila
Repet, cine l-a sfătuit asta lucrează așa cu inteligență, i-a zis, s-a luat de raid Arafat pe celebrul scandal al situațiilor de urgență, al DSU cu Smurdu, care sunt la Ministerul de Interne și ar trebui să fie la Sănătate, a fost polemică până acum o săptămână, două săptămâni. Și cred că și de aici a cuantificat destul de multe voturi. În privința lui Klaus Iohannis, eu cred că mare parte din credibilitate a pierdut-o când după un an de zile de ciuma roșie și de PSD-PSD, a făcut acest gest, într-adevăr, de maximă responsabilitate cu această coaliție, salvând România dintr-un haos al instabilității politice, mai ales în vremurile astea, și atunci decontează. Pe de altă parte, nici nu prea mai interesează atât de mult, cred că asta vrea și domnul Pufu să spună, nu mai interesează atât de mult sondajele, dat fiindcă nu mai candidează, cred, în nicio poziție aleasă. Traian Băsescu îmi spunea la un moment dat, într-un dialog, că dacă atunci, când ești cu 2 ani înainte de alegerile parlamentare sau prezidențiale, ești la o cotă de încredere în jur de 15% sau 15%, sub 15%, mai bine duci acasă și te culci. Da. Deci, cred că pentru domnii Dacian Cioloș, care se află la 15%, Cătălin Drulă, care se află la 12%, da? Ne mai vorbim de Ludovic Orban cu 11% sau de Liviu Dragnea cu 10%, ideea că ar mai putea recupera în această perioadă ca să aibă un cuvânt de spus în vreo competiție electorală 2024 la nivel de candidatură la președinție sau să, locomotivă electorală pentru o formațiune politică, astea sunt, îl credem pe Traian Băsescu, sunt lucruri pe care nu le... Domnul Drulă are o altă mare problemă, dacă e să ne uităm la acest sondaj. Drulă ce? 28% dintre oameni nu-l cunosc, n-au auzit de el. Da. Se repetă istoria cu Dan Barna, care atunci când a fost instalat în fruntea USR, când a fost dat jos Nicușor Dan, că tot vorbeam de el, la fel Dan Barna avea o notorietate, deci oamenii foarte mică, oamenii nu auziseră de el. Ori să pui președinte al unui partid care să vrea partid parlamentar de 15-20%, un om care n-are notorietate măcar de 90%, e clar o politică falimentară. Cu această situație se confruntă și Ciprian Ciucu, care vorbeam înainte de începerea acestei ore a emisiunii sub semnul întrebării. Poate că ar fi interesant ca primar, candidat la primăria generală, dar are o problemă de notorietate. Și domnul Ciucu, 19% dintre bucureșteni, atenție, nu între români, deci dintre bucureșteni, nu știu cine e Ciucu, în condițiile în care el de 2 ani de zile totuși este primar, de aproape 2 ani de zile e primar al sectorului 6 al capitalei. Deci, într-adevăr, apar lucruri interesante. Ce ne facem cu personajul George Simion? Cum vedeți această poziționare a lui George Simion la un 20% încredere, da? Notorietate destul de mare, totuși, da? Adică doar 9% care nu-l cunosc în momentul de față pe George Simion la nivel de București. E munca lui George Simion din ultimii 3 ani, adică să-i dăm și lui partea leului. Munca sau nebunia lui George Simion din ultimii 3 ani? Cum o fi? Dar generează efecte politice. El e non-stop... Facebook, face live-uri, vorbește cu oamenii, merge prin țară, discută, automat că lumea a auzit de el, o parte dintre ei îl simpatizează. Problema lui George Simion este alta, că trendul lui de 20% este în scădere. Deci el nu reușește să mențină flacăra aprinsă, el a fost pe un vârf de încredere uriaș și imediat după alegerile din 2020, când a făcut surpriza și au intrat în Parlament cu 9%, și de atunci se pare că e pe un ușor trend, adică nu e abrupt, descrescător, tocmai pentru că George Simion nu înțelege că trebuie să iasă din mentalitatea de campanie electorală și să înțeleagă că este parlamentar. Oamenii în 2024 vor întreba, domnul Simion, ce ai făcut ca parlamentar? Nu poți să vii să spui că ai fost în opoziție, pentru că pe logica asta nu o să faci niciodată nimic. Trebuie să pui pe masă un proiect, să spui, domnule, asta am generat eu după ce voi m-ați votat, legea cu tare, sau am oprit o lege, am făcut ceva. Dar doar circ, doar spectacol, la un moment dat nu va mai ține și eu cred că George Simion va ieși din politică mai devreme sau mai târziu, dacă, repet, nu face o schimbare. Da, dacă ne uităm la acest sondaj, cel puțin în București, și repet, luăm Bucureștiul ca trend setter la un moment dat, da, va trebui să vedem asta. Domnule Pufu, n-avem decât o variantă de candidat la președinție. El se numește Nicolae Ciuc. Deci în acest top... Primii cât sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poziții, da? În primele 13 poziții, singurul liberal care apare aici în primele, în pole position, în primele, pe podium, să spunem așa, este Nicolae Ciucă. Pe undeva, pe poziție, pe la mijlocul clasamentului, apare și Ciprian Ciucu, dar nu cred că are pretenția să candideze la președinție. Deci, la acest moment, la ora la care discutăm, Nicolae Ciucă este liberalul în care bucureștenii, cel puțin, au cea mai mare încredere.
Și pe bună dreptate, pentru că este factorul de stabilitate la ora actuală din guvern, după cum vedeți. Am înțeles, dar vedeți și temperează. De candidat la președinție bun? Asta timpul ne va demonstra, pentru că este o perioadă pe care o traversăm, destul de complicată, cu aceste crize suprapuse de care vorbește toată lumea, și nu e ușor. Nu există un manual de conducere a unei țări în timpul acestor crize aflate una peste cealaltă, și așa că timpul ne va demonstra, vom vedea dacă se va, cu siguranță, dacă se va profila ca și un candidat pentru președinție, normal că au mai făcut un simplu amendament. Liberalii mereu au adus un outsider la prezidențiale. Niciodată un om din interiorul partidului nu a candidat din partea PNL la prezidențiale. Păi și cine să fie outsiderul la domnul? Eduard, Raul, Helvig. Toți susțineți ideea asta. Nu e prima oară când vă aud la... Și discursul lui de săptămâna trecută mi s-a părut. Ia să vedem. Discursul prezidențiabil. Cum așa? Discursul domnului... Condamnat securismul, se propaga în cei care a susținut lustrația în punctul 8 de la Timișoara în anii Revoluției. Sigur că da. Ăla e un discurs de candidat la președinție? Așa de posibil candidat la președinție? De prezidențiabil. Mi s-a părut un discurs a unui om care coordonează un serviciu de informații. Trebuie să admitem un lucru, că a fost o ieșire neobișnuită, da? Cred că unica în acești ani, în această formulă, de când este de al doilea mandat domnul Helvig în fruntea Serviciului Român de Informații, da? Da. Un discurs având ca pretext scandalul iscat de legile siguranței naționale, spun ca pretext pentru că s-a produs la 2 săptămâni după ce a izbucnit scandalul. Adică dacă n-a fost o reacție rapidă, o reacție intempestivă, la 48 de ore cel mult, da, atunci a fost un gest calculat. Deci a fost un gest calculat în care, într-adevăr, tema principală a reprezentat-o securismul, da? Faptul că este un om care vede rolul serviciilor ca fiind unul echilibrat în societate, fără excese, s-a poziționat ca un om care a avut de suferit de pe urma accentelor nedemocratice pe care le are la un moment dat statul și a văzut cum arată un stat abuziv, așa ne-a spus domnul Helvig. A spus că un mandat de director de serviciu de informații trebuie să aibă un director poate avea doar 2 mandate, ceea ce înseamnă că domnul Helvig, el însuși, în acest moment, s-a exclus de la un posibil al treilea mandat, chiar dacă i-ar propune cineva, o să zic că nu am zis. Și aici e o nuanță foarte interesantă. Și asta înseamnă că își caută servici, ca să zicem așa, deja își caută un loc, da? Că doar nu se ducă la pensie în momentul de față. E tânăr, da? E vioi. Poate să duce ambasador. Nu știu, e loc s-a mai întâmplat. Ocupat. Am mai văzut. Ocupat. Nu contează, se mai și dezocupă, ca să spunem, mai eliberează, da? Nuanța cu cele 2 mandate e foarte interesantă, fiindcă sunt 2 mandate de câte 4 ani. Ceea ce înseamnă că se decuplează de... nu mai e lipit de mandatul președintelui României, da? Ce înseamnă asta? Că un președinte pe final de mandat, care până acum era cotonăgit de servicii, era abandonat de servicii, să ne amintim ce a pățit Traian Băsescu în 2012, da? Înseamnă, îl recapacitezi, el teoretic, președintele care mai are 2 ani de mandat, nu mai are o miză politică atât de mare și poate da țării un președinte, un serviciu de informații democratic și care se ocupe de apărarea țării. Nu mai are o miză politică directă. Ăsta este marele beneficiu, asta e interpretarea mea, a celor 2 mandate. Haideți să provocăm pe domnul Pufu acum. Știu că nu o să ne dea un răspuns foarte clar, că asta e greu. Da. Îl vedeți pe Eduard Helvig ca posibil pretendent la fotoliul de candidat la președinție? Nu știu, astea sunt supozițiile dumneavoastră, jurnalistice, nu știu pe ce se bazează. Eu vă spun că dânsul are o experiență politică consistentă, are deja o experiență de management consistentă într-un domeniu foarte sensibil. Nu cunosc altfel de detalii, dar profilul dânsului este un profil de bun manager. Bun. Și bun președinte, nu? Dacă e bun manager, bun președinte. A fost șef de campanie pentru Klaus Iohannis, da? E șef SRI. Secretar general la PSL, la PNL, pe vremea UDP, când era Crin Antonescu președinte. Da. Sondajele de care pomeneam mai devreme e important și pentru că ne arată dacă ar avea loc alegeri locale, cu ce partid ați vota, sunt întrebări. Aici PSD-ul are scorul partidului. 33%. Cred că este radiografia perfectă, așa primari la sectoare, așa rezultate în sondaje. Și aici se vede cu PNL-ul 22%, AUR 14%, USR, atenție, oameni buni, că e important să înțelegem. Cu 2 sectoare. Deci USR cu 2 sectoare, Clotilde Arman și necunoscutul de la sectorul 2, iertați-mă, îmi scapă mereu numele, nu știu cum îl cheamă. Știe cineva cum îl cheamă primarul de la 2? Da.
Ajutați-mă, cameramanii, regia. Radu, îmi spune regia în cască, Radu Mihai... Radu Mihai. Radu Mihai, nu știu, mă rog. Asta spune, este necunoscut total. Dar atenție, nu, chiar... nu vă supărați pe mine, domnul primar de la sectorul 2, da? Nu vă reține nimeni numele că nu v-ați remarcat cu nimic. Despre asta e vorba. Bun, revenim. USR însă, partidul care în București, dacă ai fi spus USR acum 4 ani sau 5 ani, 38%. Da? 38%, oameni buni. E un USR prăbușit la 10%. E prăbușit la 10% nu pentru că l-a deocheat cineva, ci pentru că cu un primar precum Clotilde Arman la sectorul 1 și domnul Mihaiu la sectorul 2, n-ai decât 10%. Punct. Despre asta este vorba. Da? PMP 5%, Partidul Umanist Socialist s-a rebranduit, da? 4%, Pro-România, mă rog, restul nu mai contează. Dar ne uităm aici, da? PSD, PNL, AUR. Da? Probabil că la scorul pe care îl are în momentul de față PNL în București, nu cred că, spre exemplu, poate să dea primarul general capitalei. Depinde de candidat. De candidat. Și depinde, da, de emoție. Cei doi ani de administrație care au rămas. Pentru că dacă primarul Ciucu de la 6 continuă să surprindă, pe mine unul m-a surprins, eu fiind un mare critic al dumnealui pe vremea când era consilier general, pentru că mi se părea că e pueril și superficial, dar iată că la sectorul 6 a performat. PNL poate veni, deci poate partidele ar face pentru prima dată în istorie, când nu țin minte să se mai făcut asta, să ia de la sectoare niște primari competenți și care au dovedit că înțeleg cum funcționează administrația și să-i propulseze la capitală. De ce tot timpul trebuie să aducem la capitală un novice, unul care n-a lucrat o zi într-o administrație publică locală? Da. Bucureștenii se mulțumim și îi mai o întrebare, cum apreciați activitatea primarului dumneavoastră de sector de când acesta a fost ales? Proastă 41%, foarte proastă 10%. Deci, mă rog, hai să zicem că aici părerile sunt împărțite în mod firesc, pentru că sunt sectoare în București, asta am mai spus-o, trebuie să o spun, sectorul 4, spre exemplu, da? Chiar sectorul 3. Unde sectoarele arată într-un fel. Te plimbi și când treci din sectorul 1, în care, spre exemplu, eu locuiesc, în sectorul 4, ți se pare că ai nimerit de pe o planetă pe alta. Da, în planeta gunoaielor, pe planeta lucrurilor unde să mai adună gunoaie. Mă rog, nu vreau să fiu răutăcios, că intrăm într-o chestiune care e îngrozitoare în sectorul 1, dar vă propun să ne uităm pe un material apărut, cum să spun, din declarațiile domnului Ciolacu, care vorbește astăzi despre pompieri și tiriplici. E important, o să vedeți, nu e o glumă. Deci, domnul Ciolacu spune că s-a săturat să facă pe pompierul de serviciu și dă vina pe tiriplicii care nu știu ce vorbesc, încercând să ne spună domnul Ciolacu că există mari discuții în coaliția de guvernământ în legătură cu diverse subiecte, cum ar fi plafonarea prețurilor la carburanți, cota de impozitare unică sau progresivă și tot soiul de altfel de discuții. Oare? Oare așa să fie? Sau asistăm la un joc de a polițistul bun, polițistul rău, doar așa ca să mai treacă timpul și să nu zică lumea că ăștia de la guvernare nu fac nimic. Ia să ne uităm. M-am săturat la fiecare discuție așezat să apară tot felul de tiriplici care vin și își dau cu părerea după ce au distrus România și să spună ce se întâmplă și cum creionează ei viitorul luminos și cât de bună este cota unică, care nu mai există în România. E o mutație cu excepții. Astfel, liderul PSD susține în continuare impozitarea progresivă în ciuda contrelor cu PNL. Eu personal, Marcel Ciolacu, am provocat o discuție în interiorul coaliției, dar și în spațiu public, în ceea ce privește codul fiscal. De ce? Pentru că în acest moment este o diferență imensă între impozitarea muncii cu aproape 45% și impozitarea capitalului. Ciolacu insistă să împingă adoptarea impozitului progresiv în coaliție. Avem un cod fiscal cu excepții de 64 de miliarde de lei. Nu se mai poate continua, nu o spune numai Marcel Ciolacu,
o spun toți finanțiștii, mai mult toți auditorii externi cu ANAF-ul în maximum 2 săptămâni să declanșeze procedura de digitalizare a ANAF-ului, astfel încât în perioadele următoare, nu mâine, să putem veni și să avem o discuție deschisă cu toți partenerii sociali și în coaliție în ceea ce privește impozitarea progresivă. Mai mult, Marcel Ciolacu este de părere că introducerea impozitului progresiv ar aduce România în rândul țărilor cu o economie și o societate normale. Vrem să respectăm aceste principii și să creăm ceva normal, fundamentat și corect și just, sau vrem în continuare, prin bule papale și prin influențe asupra unor oameni politici, să avem în continuare niște privilegii. S-au rezolvat pensiile speciale în 30 de zile. Eu n-am pensie specială. Cred că în zona de pensii speciale, ne-a zis și CCR-ul, trebuie venită cu o impozitare progresivă în funcție de venit și să închidem acest subiect în România. Domnule Puf, da, ce e cu domnul Ciolacu, domnule? A pornit la război, pare așa o chestiune, sau e zi de luni și a avut un weekend prost? Nu, dânsul comunică. Eu aș vrea să mă întorc puțin la subiectul acesta cu impozitul progresiv. Noi am experimentat chestiunea asta. Până în 2004, trebuie să spunem că România a avut impozit progresiv. În 2005, guvernarea Tăriceanu, guvernarea de dreapta, având în vedere că acest impozit progresiv, acest sistem fiscal nu a performat, a decis să-l modifice și am trecut la cota unică. Din 2005, România are cotă unică. Acum, există sisteme, niciunul dintre ele nu este ideal. Adică nici sistemul progresiv... Hai să nu luăm de la început cu discuția asta. Nici sistemul. Mie mi se pare că ăștia au depășit în coaliție, domnul Puf. Au depășit tema asta, domnul. Am mai discutat ceva, dar a zis-o așa, a mintit-o domnul Ciolacu ca să nu zică că n-a fost un război și pe chestiunea asta. Dar data asta a luat-o cu altceva, domnul Ciolacu. Tiriplicii, ăștia nu, asta, cine asta, asta a fost, da, bule papale, da. Câțu e tiriplicul? Și Ciolacu și Ciucă e papa. Cunosc, ar trebui să-l întrebăm pe domnul Ciolacu aici la cine s-a referit, pentru că bănuiesc că aria de tragere a dânsului este mult mai largă. Așa, se dacă el vorbește de tiriplici la liberali, liberalii despre ce să vorbească la PSD? După cum vedeți, liberalii nu vorbesc. Liberalii și-au asumat această coaliție. Nu știu dacă e foarte grav. De ce să vorbesc doar ceea ce trebuie. Liberalii și-au asumat intrarea în această coaliție, cum ați spus și dumneavoastră, cumva împotriva firii politice, da? Dar ne-am asumat-o cu responsabilitate și încercăm să fim de data asta noi cei care dăm stabilitate. Drept urmare, tot ceea ce se discută și ceea ce propunem, propunem în coaliție. Nu știu dacă ați văzut până acum vreun coleg de-al meu care să iasă înainte de a ajunge propunerile în coaliție. Preferăm să asigurăm stabilitatea de care am discutat și pentru care am motivat această coaliție, pentru că vă spun că sunt președinte de organizație și n-a fost simplu. Electoratul n-a fost ușor de convins, încă are răni din perioada aceea. Drept urmare, dacă nu avem niște rezultate concrete... Să înțeleg. Adică liberalii au adoptat politica lui tac și înghit, nu, da? Păi asta faceți acum, asta ei, mi-a spus. Nu, noi, dar preferăm să nu fim noi cei care... Adică Ciolacu iese în fața presei, îi face pe liberal tiriplici, vorbește despre bule papale, dă de pământ cu toate ideile liberale. Poate, da? poate s-a referit la analiștii politici, de unde știți? Că n-a nominalizat, n-a spus că sunt din zona politică, că sunt din zona Partidul Național Liberal sau așa mai departe. Mm-hmm. El a generalizat cumva, impersonal. Deocamdată este doar o figură de stil aleasă de domnul Ciolacu, care... Îi găsiți scuze, domnului Ciolacu? Astăzi e... Nu îi găsesc scuze. Eu încerc să nu anatemizez pe zona noastră, pe PNL, pentru că n-are nimeni interesul pentru crearea unei crize politice la ora actuală. În afară, poate, de presă sau de dumneavoastră, care... Eu?
Doamne ferește, nu. Mă gândesc așa, văd că există o lipsă de reacție. În niciun caz noi. În niciun caz Partidul Național Liberal. Păi nu are cum să existe o reacție atâta timp cât e mai mult decât evident că tiripliciul la care s-a referit domnul Ciolacu este domnul Câțu. Câțu e? Da. Păi domnul Câțu a ieșit și a tot spus, a explicat cum de fapt cât a fost dumnealui prim-ministru, s-a întâmplat, România a explodat, a fost paradisul investițiilor străine și acum de când nu mai e dumnealui, de parcă nu tot președintele său și un coleg liberal de-al său este prim-ministru, domnul Câțu, dacă țineți minte, domnul Ciucă, când a fost ales președintele PNL, ne-a spus că coaliția va funcționa mult mai bine, tocmai pentru că nu mai există acest domn Câțu care să bage bățul prin gard. Deci domnul Ciolacu nu cred că s-a referit la domnul Ciucă, știu că au o colaborare foarte bună, s-au mai ciondănit puțin prin interpuși, pentru că pe legile siguranței naționale, că unul dintre ei vroia să le treacă pe repede înainte acum la începutul verii, celălalt s-a opus, dar au depășit momentul din câte am auzit. Și automat ca domnul Ciolacu să-i mai tragă așa câte o smetie domnului Câțu, care nu înțelege că România în aceste momente foarte, foarte grele are nevoie de stabilitate politică. Asta este de apreciat și la liberali, fiindcă au acceptat să nu fie vioara întâi în acest guvern, pentru că nu sunt. Și la adică nu sunt. Nu sunt vioara întâi în acest guvern, nu pot să fiu vioara premierul, domnule. Nu contează. PSD-ul se vede. Dar e un cost pe care, din punct, asumat. Pentru că, uitați-vă că liberalii... Nu sunt vioara întâi în acest guvern și vor fi vioara întâi când? În guvernul Ciolacu? Din punct de vedere al comunicării publice, PNL nu este vioara întâi în guvern. Toată lumea are senzația, feeling-ul, că Marcel Ciolacu este cel care conduce coaliția. Asta nu e neapărat ceva rău. Asta vă spuneam, să remarcăm că PNL s-a oprit din căderea liberă în care se afla cu Câțu președinte și Câțu premier. Era în cădere liberă, se duceau la 12%. Deci recuperează. Pe de altă parte, să-i dăm și PSD-ului partea leului. Au un an de zile, 2 ani de zile au înghițit cu ciuma roșie și loviturile încasate de la Klaus Iohannis, poate multe într-un mod deșanțat. Deci, până la urmă, faptul că sunt acolo împreună și nici nu rostește cineva posibilitatea disoluției acestei coaliții, eu cred că e un lucru bun și vor merge mai departe. Ne întoarcem după publicitate cu o nouă declarație a lui Marcel Ciolacu. Vreau să înțelegem un pic că aici este marea mea neîndumerire și poate cu ajutorul invitaților reușim să descifrăm. Avem de-a face realmente cu niște contre în interiorul coaliției? Sau avem de-a face cu un joc de imagine al domnului Ciolacu, cu motiv pentru care liberalii nici nu se obosesc să-i dea replica, pentru că domnul Ciolacu încearcă să găsească justificări prin care să spună propriul electorat sau propriului partid de ce nu reușește să-și impună un punct de vedere. Întrucât toate propunerile care a venit până acum PSD-ul, de la cota de impozitare progresivă, la impozite, la nu știu ce și așa mai departe, au fost tratate cu niet. Nu se poate, nu se aplică și din momentul în care Ciucă le-a spus asta în ședința de guvern sau în ședința coaliției, ce puteau să facă PSD-iști decât să spună trădare și să strige tare, dar în realitate lucrurile să rămână așa cum le-a decis Ciucă. Avem de-a face cu certuri moi sau cu certuri realmente foarte puternice în interiorul coaliției. Încercăm un răspuns după publicitate. Sunt anumite companii prestigioase, legale, corecte, dar printr-o conjunctură, cum este pandemia, au avut niște venituri excepționale. Sau n-ar fi fost această criză din energie sau din carburanți. Unele bazate pe un preț speculativ, din punctul meu de vedere, și așteptăm de la Ministrul Economiei, energiei, toate aceste explicații. Astfel, prin deciziile coaliției de guvernare, președintele PSD speră să pună capăt creșterii nejustificate a prețurilor, care îi obligă pe români să scoată din buzunar mai mulți bani ca niciodată pentru combustibil. Să intervenim. Unde sunt speculații, cum este acum zona de carburanți, este evident că trebuie venită cu o plafonare clară a prețului în limitele și să aibă toate companiile o marjă de profit. Că nimeni nu face muncă voluntară. Cum naiba nu simțiți, domnule Pufu, că PSD-iști în momentul de față strigă în piață, ca să zicem așa, noi vrem plafonarea prețurilor la carburanți, noi vrem mai bine pentru români.
Dar nemernicii de liberal nu vor, domne, să plafoneze prețul la carburanți, nu vor să scadă facturile la energie, nu vor nimic. Îl așteptăm pe ministrul energiei, care, ce să vezi, e de la liberal. Deci toate problemele l-au pasat, le-au băgat la Modrogan în curte, la liberal. Și au zis, spălați-vă cu ele pe cap, noi vrem, dacă ne întreabă cineva vreodată de ce nu se plafonează carburanții, arătăm către Ciucu, către Ciucă, către Pufu, către liberali în general. Nu, domnul Turcescu, l-așteptăm pe domnul ministru al finanțelor, domnul Căciu. Dânsul trebuie să ne dea o soluție. Sunt mai multe soluții la ora actuală în dezbatere și în analiză la Ministerul Finanțelor. Și în momentul în care dânsul va veni cu o soluție, va veni cu o soluție în cadrul coaliției. Eu am băgat discutată, 9:35. Va fi discutată în cadrul coaliției, va fi unanim acceptată, va fi unanim acceptată și atunci prezentată. Ceea ce face PSD la ora actuală pe mine mă depășește, sincer. Ca să pot să fac aprecieri pe poziționarea domnului Ciolacu, nu înțeleg, adică poate că nu sunt eu la nivelul la care trebuie. Dar, una peste alta, intervenția cu vârful ciocatelor în piața liberă, asta nu care seamănă... Care piață liberă? Asta nu seamănă a... piață. Deci, da? Nu este care e piața liberă? Concurență și așa mai departe. De Statele Unite, de Germania, unde? Nu. România? Poate că asta va fi soluția sau poate nu. E la ora actuală, specialiștii vor decide că nu pot să discut care așa după... Specialiști? Că nu specialiștii din Ministerul de Finanțe pentru de că... Păi ăla mai trăiește, iertați-mă, Ministrul de Finanțe, Căciu. E viu? Păi, întrebați-i pe... Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră. L-a văzut cineva la față în ultimele săptămâni? Păi, de asta vă spun. Căciu oameni... poate reduce acciza care este de 1,7-1,8 lei pe litru și TVA-ul care la 3-9,77 lei am băgat eu astăzi. De asta mă minunam unde ai găsit. Eu am băgat 9,35, că e super ofertă deja. Mă uit acum, da. Căciu poate reduce TVA-ul și acciza. Dar nimeni nu vorbește de ministrul energiei, care este cel care reprezintă statul român în conducerea OMV Petrom, cel mai mare jucător din piața noastră, unde noi mai avem 20%. Adică noi ne comportăm ca și cum tot petrolul nostru l-am cumpărat din afară și suntem în piață globală și piață liberă. Haideți să vă dau niște cifre. 80% din petrolul pe care, din țițeiul pe care rafinează OMV Petrom, este din pământ românesc. Noi importăm 2/3, celelalte companii importă țiței străini pentru a avea ce rafina. Dar OMV Petrom, cel mai mare jucător din piață, rafinează petrol țiței din pământul românesc. Prețul de extracție, atenție, undeva la 80 de dolari pe baril. La fiecare baril până la 120, cât e cotația internațională, că noi plătim prețul la pompă la 120 de lei barilul, este speculă. Nu se numește profit, e jaf la pompă. Noi extragem încă o dată cu 80, OMV Petrom extrage cu 80 de dolari barilul. Nu întâmplător, cifrele pe primul trimestru din 2022 arată o triplare a profitului acestei companii. Nu încerc să le fac un proces de intenție celor de OMV Petrom, dar mă raportez la ei pentru că sunt cea mai mare companie din piață, cele mai multe stații de carburant și în care statul român este acționar cu 20%. Și ne facem că nu vedem asta. Și lăsăm pe domnul ministru al energiei să doarmă liniștit acolo, ghidonat de toți rezerviștii de prin companiile de stat și să nu facă nimic. Să nu sufle o vorbă de parcă OMV Petrom ar fi 100% austriecilor. Nu, fraților, e și statul român acolo și poate interveni sub formă de acționar guvernul României, nu sub formă de reglementator, da, de guvern. Nimeni nu face asta, nimeni nu discută despre asta. E normal să avem o intervenție aici. Noi nu suntem Ungaria, care nu avem moleculă de țiței. Nu suntem alte state din UE, care nu au moleculă de țiței. Și mai trebuie spus ceva, ca să fie foarte clar. Noi plătim acum prețul pentru slava Ucrainii. Ne-am asumat cu toții, europeni, că susținem necondiționat Ucraina și acum plătim. Pentru că atunci când Putin a tăiat conducta de țiței, asta s-a întâmplat, a crescut prețul, a trebuit să găsim surse alternative. Deci să nu ne mai plângem la pompă atunci când băgăm, pentru că am căzut toți victima propagandei ucrainene și ne-am încurajat liderii politici, că asta e problema. Ei au oprit importurile de la ruși, foarte bine au făcut. Să-l condamnăm, domnule, pe Putin, să condamnăm agresiunea, corect, dar nu avem alternativă. Ce facem, murim de foame?
înainte de a tăia conducta, vină cu alternativă. Nu ne aruncăm așa cu capul înainte, doar pentru că niște nonagenari al de Soros, Biden și alții să joacă de-a războiul prin Ucraina. Domnul Pufu, revin. De ce decizia de plafonare a prețului carburanților e una atât de delicată? De la cine așteptăm? Deci domnul Ciolacu zice că ministrul energiei trebuie să vină cu variante. Dumneavoastră spuneți că trebuie să vină finanțele cu o variante. Noi între timp alimentăm, uite, m-am uitat pe site-ul ăsta pe online să văd care sunt, nu știu, cred că v-ați păcălit, domnul Purici. Cu cât ați zis că ați băgat motorină? 977. 977? Ați băgat din aia aditivată, super, nu știu ce. Aveți mașină pe care nu vreți să o... Am băgat aia de la pentru săraci. Arde mai bine. Înțelegi? Da, am băgat aia pentru săraci, da, e între 9 lei și 20 de bani până la 9 lei și 35 de bani. Da, cam asta e, că pe aici se întâmplă. Da. Înțelegi? Băgați mai puțină, mergeți mai, mai luați o trotinetă electrică. Păi v-am împărt bagaj la urmă, da. Eventual, da, așa. Deci, cum e cu... Adică toate guvernele se mișcă, fac tot soiul de chestiuni. Spus că când o să vă citesc acum ce au făcut grecii, o să fiți uluit. Până viitorul foarte apropiat este în analiză. Care viitor apropiat? Că de la începutul anului noi ne batem cu ăștia la pompă. Vă reamintesc că la Ministerul de Finanțe este în analiză această problemă. Că va fi sau nu plafonare, asta vor decide doar cei de la Ministerul de Finanțe și nu altcineva. Și în bună cunoștință de cauză și nu conform directivelor trasate de domnul Ciolacu sau altcineva, ci doar având în față date. Dar dumneavoastră n-aveți cifre. Așa sentimentul că în momentul de față PSD-ul face un joc ipocrit în această coaliție? Pe de-o parte, în interiorul coaliției suntem împreună, am înțeles, nu știu ce, ne împărțim. Și la un moment dat, când e vorba de așteptările populației, de măsurile cu cel mai mare impact, da? Ei vin și arată tot timpul către liberal. Noi am vrea să facem, dar liberalii nu. Noi am vrea să impozităm companiile alea mari, care fac profituri imense în România și exportă capitalul, dar liberalii nu vor lucrul ăsta, ei țin cu ciocoi. Da? Noi am vrea să scădem prețul carburantului la pompă. Dar liberalii nu, țin cu ciocoi, cu aia care fac profituri imense. Noi am vrea cotă progresivă și în felul acesta să protejăm pe cei care sunt în situații de nevoie și nu știu ce. Dar liberalii nu, țin cu ciocoi. Noi am vrea să impozităm locuințele celor care au 300 de metri pătrați, să le dăm o altfel de impozitare, să-i usture la buzunar, să le impozităm limuzinele cu care să plimbă, iahturile de care vorbea la un moment dat. Dar liberalii nu, țin cu ciocoi. Păi iertați-mă. Da, păi... văd că se ascute așa o luptă de clasă, se portretizează din nou bogatul așa în formă abstractă, că nu știm despre cine este vorba, și probabil își marketizează dân și consideră... Păi și nu vă vine, nu vă stă aici? Politici. Așa, da. Poate că ne stă, poate că nu. Dumneavoastră nu am intrat în această coaliție. Domnul Pufu, dumneavoastră. Cu siguranță. Am înțeles. Bun, ca să înțelegem cum stăm. Nu am intrat în această coaliție să producem o hărmălaie de care românii cred că nu mai au nevoie în ziua de astăzi. Gândiți-vă dacă și noi am răspunde, ce s-ar întâmpla? Oamenii au nevoie de puțină predictibilitate și puțină credibilitate actului de guvernare. Și punct. Prefera să încasați pentru... Da, dar faceți un lucru inteligent, zic eu, că vine 30 iunie să vede execuția bugetară pe prima jumătate de an. Spuneți-i domnul Ciolacu, domnule, dacă soluția e la Ministerul Energiei, ia domne, matale, facem rocadă, îmi dai azi ministerul. Fă tu! Dar eu nu cred că liberalii și în special domnul Iohannis va renunța la Ministerul Energiei și la domnul Virgil Popescu. Pe motiv de mini-centralele nucleare, un contract foarte interesat pe care statul român l-a semnat. În lumea în care trăim noi, în lumea asta mare, da, sunt și state care adoptă tot soiul de măsuri foarte interesante. Grecii, spre exemplu, guvernul de la Atena a anunțat că va oferi gospodăriilor subvenții pentru a le ajuta să-și înlocuiască vechile frigidere și aparate de aer condiționat cu unele noi, mai eficiente din punct de vedere energetic. În ideea de a-și reduce facturile la curent, notează agenția Reuters citată de Ager Press. Asta înseamnă că vor da, atenție, subvenții de 30 până la 50% din costul fiecărui produs. Deci, grecul s-ar putea să zică, domnule, cât costă acest frigider? 400 de euro, am înțeles. Guvernul de la Atena să-i spună 200 de euro îi punem noi, numai schimbă-ți hârbul ăla care consumă prea mult. Aerul ăla condiționat pe care l-a luat în anii 90
da, și care consumă ca la balamuc, înlocuiește-l cu un aer condiționat în generația nouă, cu clasă energetică A++++++++, dacă îți dăm noi jumătate din bani. La noi, ca să înțelegem avem cum și noi. Stă... Avem. Da, programul intitulat Casa Verde, la care s-au înscris românii în speranța că pe 26 decembrie, dacă ne aduc aminte, la o zi după Crăciun, deci cu, când erau sarmalele încă fierbinți în cuptor, românul se înscria la Casa Verde, a crăpat site-ul, dar nu are importanță. Ideea e că nici la această oră nu funcționează. E blocat complet. Nu. Eu m-am înscris. Și recunosc, m-am înscris. Sunt vinovat. Da. N-au terminat de evaluat cerele din 2019. Am înțeles, deci suntem la nivelul anului 2019. Deci cele din 2021, probabil prin 2023. Băi, fraților, suntem nebuni? Iertați-mă. Deci, suntem nebuni? Dacă de, eu mi-am montat în cele din urmă de unul singur. Mi-am montat panouri din banii fotovoltaice din buzunarul propriu, da? Mi s-a spus că durează vreo 6 luni de zile până mi se va aproba dosarul de prosumator. Adică 6 luni. Eu credeam că mă pândește unul după colț de la firma de electricitate și îmi spune: Turcescu, ți-ai montat, da, gata. Și să dea drumul la cădar decât de ridicat un buton, înțeleg, pe contoarul inteligent. Durează 6 luni de zile. În vreme ce în alte țări, unii au plafonat, cum spuneam, prețul la carburanți, dau subvenții, adică ajută populația să se descurce până această perioadă care este absolut nebună. Păi ce facem, domnul Puf? Facem bine, pentru că asta tocmai vă spuneam, faptul că noi trebuie să ne preocupe, să fim preocupați de problemele acestea de funcționalitate ale ministerilor și ale guvernării. Dacă o să facem în continuare doar propagandă și doar populisme și în permanență să fim preocupați să dăm bine la televizor ca să ne asigurăm continuare electoratul, da, și să ne menținem, atunci suntem la finalul emisiunii sub semnul întrebării. Tocmai asta PNL evită în această perioadă și cred că asta cred că e o metaforă foarte frumoasă. Mă dea afară, PNL regia. Evită. PNL nu, nu, stai rău. Da, s-o rețineți. Da. S-o rețineți. Așa, nu. Eu cred că nu evită. E, da? E un titlu bun. Un pic de mișcare s-ar putea, băieți? Mișcare în teren. Mișcare în teren. Cu voi, cu liberalii vorbesc. Mișcare în teren. Hai, că se poate. Ne vedem mâine de la aceleași ore 17 trecute fix. Toate bune.